jaf ca în filme în Popești, Leordeni. Doi bărbați care au pretins că sunt polițiști au intrat într-o casă, au legat fedelești întreaga familie și au reușit să fugă cu mai bine de 20.000 de euro. Vali Stan știe mai multe. Vali. Da, Cătălin, s-a întâmplat totul în această dimineață în localitatea din județul Ilfov. Cei doi bărbați au mers la ora 5 dimineața la casa victimelor, erau îmbrăcați în polițiști, au spus că trebuie să intre în locuință pentru a face anumite cercetări. Oamenii care se aflau în casă, este vorba despre un bărbat, soția acestuia și soacra lui, le-au dat voie să intre în locuință. Acela a fost momentul în care cei trei au fost imobilizați, au fost legați de cei doi hoți. Imediat au început să caute prin toată casa, au găsit 20.000 de euro, i-au luat și au plecat cu mașina familiei. În momentul în care au reușit cei trei să se dezlege, s-a întâmplat asta după aproximativ o oră, au sunat la 112, iar polițiștii au venit imediat în zonă, au găsit mașina abandonată la câteva străzi distanță și până în momentul de față îi caută pe cei doi hoți care s-au dat drept polițiștii, au audiat martorii, au audiat pe cei trei oameni care au fost legați și speră polițiștii reali să-i găsească pe cei trei hoți în următoarele ore.